Ne bucurăm foarte mult că sunteți astăzi voi alături de noi și dumneavoastră de asemenea alături de noi. Eu am o misiune destul de importantă astăzi. Numele meu este Petrona Nederi, sunt șef serviciul Prevenirea și Combaterea Violenței în Mediul Școlar, Poliția Locală, sectorul 5. Și deci am spus că am o mare responsabilitate astăzi, pentru că este foarte rar ca două personalități să fie în același timp, în același loc. Și astăzi noi cu toți avem ocazia să avem două personalități alături de noi. O să le prezint pe rând și apoi o să dau cuvântul mai departe. Alături de noi este prietenul sectorului 5, este domnul primar Victor Popescu Piedone, pe care cu toții îl cunoaștem. Este un om. Și când spui un om, aici putem să spunem totul. Este un om deosebit care pentru mine reprezintă foarte mult și eu mă bucur foarte tare că astăzi este alături de noi și cu siguranță la finalul sesiunii o să ne spună și dumnealui câteva cuvinte. Mai departe avem alături la fel un om deosebit care pentru mine de fapt mi-este mentor. Și de fiecare dată că sunt alături de dumnealui, mai învăț câte ceva. Este vorba de domnul doctor Cristian Andrei, care astăzi ne va dezvălui o mulțime de lucruri bune pentru noi toți și mai ales pentru voi, dragi tineri. Așa că aș vrea să fiți foarte atenți și să-i puneți toate întrebările care vă trec prin minte atunci când dumnealui o să vă răspundă. Știu că este așa un scor mai strâns. De data asta sunt foarte mulți adulți în fața voastră, dar știți ceva? Vreau să fiți egali cu adulții. Poate reușiți să scoateți din voi ceea ce vedeți că și adulții știu să scoată din ei. Okay? Oricum, nu e vorba de ceva în care să se facă vreo evaluare. Nu vi se pun vouă note, nimănui se pun note, dar ne-am nimerit aici astăzi. Pentru că domnul primar a vrut să vadă cu ochii dumnealui, domnule, ce se întâmplă într-un liceu când vine unul din ăsta și vorbește despre ceva despre care nu e foarte clar la început. Pentru că voi nu știți despre ce o să vorbesc eu. Dar eu știu despre ce o să vorbesc și nu vă zic. Vreau să facem în așa fel încât să ajungem undeva cu distracția pe care o avem astăzi, pentru că o să fie o distracție. De ce spun distracție și nu îi spun școală? Fiți atenți. Am să vă duc așa cu discuția din loc în loc să vedeți unde am putea să ajungem. Ți-ți place să te uiți așa la discuția asta? Ai așa ochii deschiși. Oare de ce? Ești curios de felul tău. Ești omul ăla care caută pe net tot timpul ceva. Când nu știu ceva? Cauți. Bun, întrebare simplă. Încep cu dumneavoastră, domnișoară, că da, așa e în prima bancă, nu? Dumneavoastră aveți baftă? Cred că da. La ce? Am baftă de la orice. Deci v-ați născut norocoasă, sub o stea norocoasă, nu? Da, dar acum îl întreb pe filozoful meu de aici. Domnule, ce este BAFTA? BAFTA? Luați microfon. BAFTA? Mm-hmm. Păi, ai BAFTA atunci când reușești să faci acel lucru. Adică, când îți iese. Informezi, mm-hmm. Trebuie să reușești să faci acel lucru ca să ai BAFTA. Bun, și din ce e făcută BAFTA? Bună întrebare. Uite, el se gândește deja. Știe cineva? Păi cred că din niște reușite. Așa, ale cui? Ale tale. Adică ale persoanei respective. Serios? Fii atent aici, dă microfon. Lumea crede că BAFTA e ceva așa, puf, nu? Ca un aer. Dar BAFTA e făcută din niște lucruri. O să vă demonstrez astăzi din ce este făcută BAFTA, ca să știți cum să o aveți. Vreți? BAFTA la teze, BAFTA la fete, la băieți, BAFTA la vacanțe, BAFTA la petreceri, cum ziceam, să iasă, să nu? Vreți? Din ce e făcută BAFTA? Pentru asta o să vă predau foarte scurt rețeta acestui fenomen. Tu știi să faci clătite? Va să zică, cum te cheamă? Nicolae. Nicolas. Nicolas, da. Îți trebuie baftă ca să-ți iasă clătite. Da. Nu? Tu știi să faci clătite? Da, știu. Hopa, ea n-are nevoie de baftă.
Și acum să aflăm ceva miraculos. Rețeta, ia să auzim clătitele. Așa, deci avem nevoie de ouă, lapte, sare, apă și făină. Perfect. Ce sens? Perfect. Și atunci, cum te cheamă? Larisa. Larisa, deci dacă tu faci clătitele, sigur, poți să-ți deschizi clătitărie. Domn primar îți dă voie să deschizi aici la liceu clătitărie. Și merge. Da. Nu? Ai nevoie de baftă. Nicolas, mă întorc la tine. Va să zic că bafta de a-ți ieși clătite, din ce e făcută? Din noroc, presupun, și dar trebuie să și știi din ce e făcută o clătită, că nu poți să bagi orice, trebuie măcar să știi câteva ingrediente. Dar și dacă le știi pe toate la perfecție, Nicolas, adică și rețeta, ai și butelia, ai și tigaia, totul este garantat. Ți-ai deschis clătităria, ți-ai clătitere garantat. Nu mai ai nevoie de baftă. Vă zic că bafta de a-ți ieși clătită este formată din făină, apă, ouă, zahăr, da? Adică există o rețetă a norocului. Băi, e o chestie foarte interesantă. Există o rețetă a norocului. Deci norocul e făcut dintr-o rețetă. Are o rețetă a lui. Numai că unul e foarte complicată. Adică are foarte multe elemente. În fenomenologie, adică știința lucrurilor care se desfășoară în univers, acest lucru se numește fenomen plurifactorial. Bafta este un fenomen plurifactorial. Dacă stăpânești toți factorii, nu mai ai nevoie de baftă, că știți. Nu? E vizit cum să ține de mână, prietenele. Ok. Și ghinionul? Ce este ghinionul? Hai că sunteți liceu de matematică, nu? Faceți multă matematică aici. Nu faceți deloc? A, nu faci tu, Nicolas? Asta e socio-uman. Ok, bun. Hai să vedem. Dacă norocul este plurifactorial și are o rețetă, ghinionul ce este? Opusul. Opusul? Și din ce e făcut? Păi, ghinionul este făcut din, dacă bafta e făcută din noroc, ghinionul este făcut din nenoroc. Adică ar putea să fie făcut din aceiași factori? Nu. Zi, că ți-a venit curajul. Da, ghinionul poate să fie făcut din aceiași factori ca norocul sau ca bafta. Perfect. Și avem o demonstrație pentru asta, așa-i? Cea mai simplă demonstrație. O am la mine în buzunar, că de obicei o cer de pe la băieți, dar am găsit-o. Uitați, o vedeți? Da. Este o monedă de 50 de bani. Ia să vedem. Joci cu mine? Stema sau banul? Stema. Deci tu are stema, da? Hai să vedem. Băi, deci n-a sărit de pe podea, s-a lipit. Niciodată n-am pățit așa ceva. Ce-a căzut? Banul. Mai dăm o dată? Simi nevoia să mai dăm o dată? Nu, că am ghinion. Va să zic că ai ghinion. Da. Cum te cheamă? David. Ia zi, sunt David și am ghinion. Sunt David și am ghinion, astăzi. Merge astăzi, ok. Deci, David, fii atent, un lucru pe care poate nu vi l-ați închipuit niciodată. Pe această monedă se află norocul meu și ghinionul lui David. Corect? Pe aceeași monedă. În același timp. Depinde cât se învârte în aer, care e accelerația gravitațională, cum e podeaua de elastică, ce curenți de aer sunt în încăpere, ce greutate are ea, materialul, căldura, plurifactorial. Și noi nu știm toți factorii, că dacă i-am ști, am ști pe ce față cade moneda. Corect? Băi, asta e o chestie mișto. Și acum a venit momentul să vă întreb ceva pe care îl întreb în orice liceu. A auzit cineva de pisica lui Schrödinger? Ia uite-l, că de-aia se pune în primul rând, că îi place să zică chestii. Ia zi, David. Experimentul ăsta, era pusă o pisică într-o cutie și cu o treabă. Dacă exista șansa ca după ce lași pisica o oră în cutie, să o găsești vie sau moartă. Și în timp ce tu erai în afara cutiei și îți imaginai dacă pisica e în cutie, puteți să imaginezi și că e moartă și că e bine în același timp. Așa e și momentul în care banul e în aer. Băi, vedeți ce chestie? Deci experimentul lui Schrödinger, pe care jurați că l-ați învățat de la fizică,
No. De unde l-ai învățat? Nu, de la școală. De unde l-ai învățat? De pe internet. Ca să știe și profesorii că voi învățați și când vă distrați pe internet. Și că deși nu se predă la fizică pisica lui Schrödinger, o sumedenie de copii știu ce e aia. Și este un experiment de fizică cuantică, care demonstrează că în același moment pot să existe cel puțin două realități concomitente. Corect? Bun. Le vedeți? Astea sunt. Cele două realități concomitente. Și experimentul lui Schrödinger demonstrează că acea pisică are un moment când poate să fie și vie și moartă în același moment. Da? Ce înseamnă asta? Zi, ce vrei să zici? Vreau să zic, dacă nu există doar două momente, dacă există nenumărate momente. Exact. Pentru că astăzi s-a întâmplat un fenomen ciudat. Când a căzut moneda pe podea, n-a făcut zdrang în sus să se mai învârtă, a făcut plesc și a căzut pe o față. Știți că mi s-a întâmplat la un liceu să cadă pe muche? Și asta este încă o realitate, dar pentru că noi nu avem timp să o experimentăm, mi se pare că nu există. Și așa cum spui tu, cum ai zis că te cheamă? Așa cum a spus Ștefan, sunt cu siguranță mai mult de două, dar noi nu prea avem capacitate să vedem mai multe. Bun. Deci am dedus de aici că norocul și ghinionul se desfășoară în același timp, pe aceeași monedă, și că sunt plurifactoriale, și că dacă stăpânești rețeta clătitelor, nu mai este noroc sau ghinion, este știință. De exemplu, știința unui tip de a pilota un avion. Ați văzut câte butoane sunt acolo la bord? Păi te uiți în avionul ăla și ce fac aici? Îmi trebuie multă baftă să decolez și ca să mai vorbim de aterizare, nu? Dar dacă ești pilot cu experiență, 10.000 de ore de zbor la activ, te descurci, frate, toate butoanele alea plurifactoriale sunt cunoscute, nu? Foarte tare. Și atunci, la ce folosește bafta? Ca să reușim în viață? Așa, ca să reușim fără să cunoaștem toată rețeta. Corect? Oamenii umblă după baftă pe toate drumurile. Vă despărțiți când mergeți acasă. Baftă, bă, mâine la teză. Baftă la nu știu ce. Adică umblăm după baftă cu limba scoasă, nu? Dar după ghinion umblăm? Există vreo utilitate a ghinionului? Acum o să... Vedeți, Petronela, unde e Petronela? Petronela este psiholog, ea n-a zis. Ea este la poliția locală, dar Petronela este unul dintre cei mai buni psihologi din acest oraș. Și o să vă spună în continuare, că ea știe povestea pe care vreau să vă zic, dar o să o las pe ea să zică. Cred că cu toți ați auzit despre regele Midas. Dacă nu ați auzit, o să vă spun imediat. Regele Midas era un rege ca orice rege. Bogat, puternic, dar își dorea din ce în ce mai mulți bani. Și toate gândurile lui erau cum să facă mai mulți bani. Și în fiecare noapte se ruga: Doamne, dă-mi și mie mai mulți bani, vreau toți banii din lume, vreau să fiu cel mai bogat om de pe pământ. Și într-o dimineață o zână: bine, domnule, hai că îți îndeplinesc dorința de azi înainte, tot ce atingi se va transforma în aur. A zis, cred că e o glumă. S-a dus în grădina lui plină de trandafiri și a luat un trandafir să-l miroase. Și ce să crezi? Acel trandafir s-a transformat în aur. Bucuros, sunt cel mai bogat, deci orice ating, aur. A luat o piatră, aur. A mers mai departe, a atins o altă floare, aur. A venit ora prânzului, bineînțeles. A primit un hamburger drept mâncare, a atins aur. Aici a fost cam problemă, domnule, ce fac acum? Asta că rezist de foame. A venit ora cinei, a avut invitați și primul invitat, fata lui, cea mai mare preferată. A îmbrățișat-o. Ce s-a întâmplat? Aur. Și a dat seama atunci, a început să țipe, să plângă: domnule, stai un pic, că totuși, ce să fac acum? Și a spus: îmi pare rău, vreau să revin la ce eram înainte. De fapt, și-a dat seama că cel mai mare noroc al lui s-a transformat în cel mai mare ghinion al lui, pentru că lucrurile nu sunt așa întotdeauna cum le vedem noi. Deci vedeți ce vă doriți, dar dacă nu am avea ghinion, nu am putea să recunoaștem norocul. Voi știți că există o cantitate
precisă de ghinion pe care trebuie să o aibă un om? Știți cât? Aflăm imediat. Microfonul ăsta este vizibil pentru că se află pe acest perete de altă culoare decât el. Dacă microfonul ar fi exact la fel, la fel de mare ca peretele, la fel de alb, la fel de plat, nu l-ai mai distinge. Și atunci care? De ce punem sare în prăjituri? Ce ne face să vedem telefonul și microfonul pe perete? Ce? Ce face acest negru pe alb? Contrast. Dați așa că i-a venit mintea la cap. Contrast. Felicitări, domnule. Dați-i aplauze. Va să zic că contrastul este cel care ajută creierul să observe lucrurile din univers. Doar dacă un lucru este altfel decât un alt lucru, există acel lucru. De-aia nu vrei tu să fii imitat de cineva și vrei să fii cineva special. De-aia el nu este îmbrăcat ca el. De-aia de multe ori copiii nu vor uniformă la școală, că sunt unii ca alții și nu le convine asta, eu vreau să fiu deosebit. Uite, freza lui este alta decât freza lui. Aproximativ. Okay? Vă să zic că noi sesizăm ceva dacă există altceva diferit. Și asta înseamnă că în prăjituri se pune sare pentru a sesiza zahărul. Că dacă nu punem sare, nu avem contrast destul. Ai văzut? Și am aflat care este rostul ghinionului în viața omului. Și am aflat și cât ghinion îți trebuie. Ia zi tu, că tu ești bună la română. Cât ghinion îți trebuie? Un praf. Așa-i? Da. Deci îți trebuie un praf de ghinion în viață și trebuie să-l accepti. Dar voi nu prea vreți să acceptați ghinion. Vi se pare că trebuie să aveți numai noroc. Și asta nu este ok. Eu cred că un om trebuie să știe să piardă în viața lui. Acum, de ce vă zic chestia asta? Ca să înțelegeți că atunci când ai ghinion sau pierzi ceva, treci niște faze, parcurgi niște faze. Ok? Și ce-i putea ca să-ți fie ok când ai o pierdere? Să nu fii dărâmat. Pentru că, vedeți, poți să fii ușor dărâmat. Să zicem că te-ai despărțit de nevastă, ai pană la mașină, la roată, la roată din față, ai tras pe dreapta și mai e și amendă. Păi, băi, frate, trei ghinioane unul după altul înseamnă depresie, nu? E ceva nasol. Și atunci, ce faci cu ghinioanele astea care se înlănțuie, cu ghinionul? Cum îl percepi și ce faci cu el? Vreau să vă dau o soluție. Odată era la institut la mine și vine un tătic la terapie, zice: știți, eu am o fetiță în clasa a treia, e crețulină așa ca ea, și am venit odată de la Bruxelles, că eu lucrez la Bruxelles, știți, domnul doctor, câștig niște mii de euro pe lună, și am venit, i-am cumpărat niște careuși de alea fosforescente. Și i-am dat o cariocă de nea. Și zice: wow, tati, carioca fosforescentă, cum îmi doream eu de mult, mă duc la școală cu ea să o arăt, vine asta mică, carioca la școală. Ia uitați, mi-a luat tati carioca fosforescentă. Știți că există întotdeauna unul în banca din spate, ăla din banca din spate, care zice: ce, ia, dă să văd și eu. Harști și ia carioca și nu mai dă. Bineînțeles că asta mică se duce deprimată acasă. Mi-a luat carioca. Ce-a făcut? Mi-a luat carioca. Cine ți-a luat carioca? Ăla din spate. Credeți că s-a dus tata la școală cu mânecile suflecate să-l bată pe ăla? No. Zice: fii atent, vină încoace. Hai cu mine. Și o duce în camera părinților. Acolo, în camera părinților, în dormitorul părinților, este de obicei un șifonier, un dulap. Îl știți? Căutați, o să găsiți tot felul de chestii acolo. Știu. Da? Ai experiență, nu? Nu te întreb ce ai găsit. Ok? Secretul tău. Și scoate tata rucsacului de la Bruxelles de acolo. Tada! Mai avem o carioca la fel. Băi, ești nebun? Încă o carioca la fel? Super, tati, nu mă mai duc cu ea la școală. Și tata zice: du-te cu ea la școală, că rezolvă tata. Știți că tații nu prea rezolvă așa multe lucruri. Nu duc gunoi, nu prea fac treabă. Dar când e o chestie de asta mai serioasă, mai gravă, da, bă, rezolvă. Suce asta mică cu a doua carioca la școală. Ta-da! Mai am o carioca la fel. Vă dați seama, ăsta din spate nu mai putea să-i ceară, că nu i-o mai dădea. Și atunci, voi știți ce se pune catedra mai departe de perete?
ca să te poți alerga în jurul ei. Și asta a început să o alerge pe asta mică, înjurcată de ea, alergat, i-a pus o piedică de-aia băiețească și a luat și a doua cariocă. Păi a doua cariocă, egal depresie, nu? Se duce asta mică acasă, nu mănâncă, nu zice nimic, e cu minte. Știți, când un copil e cu minte, înseamnă că are depresie. Vine taică, zice, dar ce ai pățit? Mi-a luat și a doua cariocă. Păi și dacă? Nu ți-a spus că rezolvă tata? Vin un coace. Pac, se duc sus în camera părinților. Șifonierul, rucsacul, tada, mai avem încă una la fel. Wow! Zice taică-su, trebuie să te duci cu ea la școală. Nu mă duc cu ea la școală, mi-a și pasta. Du-te cu ea la școală, rezolvă tata. O, se duce asta, mică, cu a treia carioca la școală. Ce, m-ați plictisit de carioci? Scoate carioca, se pune în fața clasei. Mai am încă o carioca și tata mai are 1000. Cine credeți că a făcut depresie? Ăla din spate. Băi, mă lași, câte carioci are taică tu, frate? Și le-a dat și pe alte două. Păi știți ce v-am spus povestea asta? Ca să înțelegeți ce poți să faci ca să nu te deprimi când pierzi ceva. Ce? Încă o cariocă. Să ce? Să ai alternative din timp. Deci fiți atenți. Dacă ai o cariocă, să mai ai o cariocă. Dacă ai o nevastă... Nu, stați așa, că nu-i bine. Dacă, de exemplu, ai luat interviu la un job, dacă te duci miercuri să negociezi salariul, zice boss-ul de acolo, că câți ani aveți? Și tu minți, 18 ani. A, la 18 ani salariul este 3220 de lei... Nu, 320 de lei, poftim că sunteți prea tânăr pentru 1000 de lei. Și bineînțeles că nu se pică bine și n-ai ce să faci. Te duci și-l iei. Dar dacă până miercuri te duci și mai dai un interviu și-l iei și pe ăla, cum decurge interviul? Bună ziua, bună ziua. Știți care e treaba? Câți ani aveți? 18 ani. La noi salariul 320 de lei pe lună la vârsta asta și tu îi zici așa, domnul, nu vă supărați. Eu am venit să văd ce față aveți. Cu ea mai luat un interviu în altă parte și la e 3200 de lei. Și atunci negocierea decurge altfel. 3800 e bine, începe ăsta la alt. Și îți cresc acțiunile, frate. Pentru că tu din timp te-ai gândit la alternative. Pentru că întotdeauna este foarte bine. Dacă ai un grup de prieteni și ăștia pleacă la munte fără tine, nu e ca lumea să mai ai încă un grup de prieteni? Deci am aflat ce poți să faci ca să-ți rezolvi pierderea, ghinionul. Ai o alternativă. Te mai ajută și puțin simțul umorului să poți să faci mișto de pierdere? Da. Nu? Te-ai observat că tu faci asta, nu? Ai găsit bicicleta desumflată și zici, mă, săraca, mă iubește foarte tare, s-a desumflat după mine. Nu? Și faci mișto de ea. Ok. Dar dacă tot sunt cu ăsta în mână, cu moneda asta în mână, am o întrebare. Ia să vedem. Na, aici, în colțul ăsta, e locul meu. Fiți atenți, băieți, întrebări. Mă lași să te întreb ceva? Da. Cum te cheamă? Andrei. Andrei, să zicem că ai fost cu Sorcova de sărbători. Da. Și ai făcut 900 de lei. Bani, tată. Nu? Da. Ce faci cu ei? Păi îi păstrez până găsesc ceva bun de investit. Până găsești ce? Ceva bun de investit. Deci tu ești investitor, tu ești cu cripto. Da. Și îi bagi pe toți? Nu. Câți bagi? 25% din bani. Și restul de 75? Păi ține bănânare acolo. Acolo unde? Ca să știu și să mă duc. Păi nu știu, la sertar. În caz că, nu știu, am o zi proastă sau ceva, nu știu. Sau pentru zile negre, special. Deci păstrezi toți, în afară de 25% pentru zile negre. Da. Și distracție? Tot cam așa, 25%. Hai că am ajuns la cifrele corecte. Deci 25% pentru cripto, da. 25% pentru distracție și restul de 50% îi bagi la sertar. Da. Ești de acord? Da. Și tu faci la fel. Nu. Asta ziceam, că nu se vede pe fața ta că faci la fel. Tu cum faci? De obicei, hai fi sincer. Aș putea spune că asemănător, dar fără cripto. A, fără cripto, îi bași pe toți la sertar. Aproape. Nu te cred. Unde e sertarul tău?
Mă duc să mă uit. Acasă. Ia zi, tu cum faci? La fel, tot așa. Spre exemplu, eu depozitez la sertar vreo 20% așa tot de zile aici și pe restul îi păstrez să se adună, să mulțească. Pentru ce se mulțească, frate? Te uiți la ei în fiecare zi sau cum? Păi, o întrebare bună. Păi dacă îi pui în sertar, ce vine Moș Crăciun și ți-i mulțește? Se împerechează banii acolo? Nu se împerechează, doar că la un moment dat o să fiu surprins de suma pe care... am economisit-o de-a lungul timpului. Asta vrei să spun, da, da, da. Aveam la sus, da. Ok. Dom'le, ăsta este rândul înțelepților. Da, frate. Și recomandarea bătrânului dr. Andrei e aceeași. Ai 900 de lei, că de-aia am zis 900, să fie mai ușor de ținut minte. 300 îi pui deoparte, nu există. Nu te atingi de ei, pentru că dormi mai bine. Dacă îi pui pe toți, nu dormi bine, dar dacă pui 300 din ei, e ok. 300 de lei folosești să-ți plătești telefonul ăla. Să-ți plătești tu ce-ai datorii, să cumperi cadouri, da? Plătești lumina. Și 300 de lei spargi. Trebuie să-i spargi. Pentru că dacă nu-i spargi, înseamnă că muncești ca un fraier, că n-ai făcut nimic pentru tine și începi să ai așa o senzație de inutilitate. Știu că nu vă așteptați de la un adult să vă zic asta, dar dacă păstrezi proporția, este ok să spargi o parte din banii pe care îi ai. Deci este foarte ok și să pui deoparte. Și este foarte ok și să plătești ce ai de plătit. Nu să te duci într-o extremă sau în cealaltă. Ok? Știu că, na, adulții zic chestii din astea, eu fac ce știu, dar poate că astăzi v-am convins puțin cu lucrurile astea. Poate o să ziceți, bă, dar ce vrea omul ăsta? A, ne-ai așa de la un loc la altul, de la o, ne poartă de la banii ăștia, mai țineți minte cu BAFTA, ce-i norocul? Ce-i BAFTA, ce-i ghinionul? Pe scurt, ca să învăț foarte mult. Că după aia vreau și întrebări de la voi. Dacă aveți. Știți despre ce a fost vorba azi? Despre? Ia gândiți-vă ce am discutat noi de-a lungul minutelor aici. Despre BAFTA, noroc, ghinion, bani, prieteni, pierdere. Despre viață. Am discutat despre viață, pentru că voi sunteți în această viață normală. Dar eu am venit azi să vă vorbesc despre jocurile de noroc. N-am venit să vă scot un cuvânt despre jocurile de noroc. Ați văzut? V-am vorbit despre lucrurile normale de viață, pe care dacă nu le porți și nu le faci normal ca lumea, acolo te duc. Deci dacă tu nu știi ce ai a pierdere și nu știi să o compensezi, dacă tu nu știi ce să faci cu banii, dacă tu cauți mai baftă pentru că nu știi să cunoști lucruri și să le stăpânești, ești la risc să ajungi la așa ceva. La probleme cu jocurile de noroc. Și uite, o vedeți pe Petronela? Uite acolo. Știți că această domniță, această doamnă, atât de frumoasă, este extrem de competentă, numai pentru că vine aici și vă vorbește. Când ai fost de serviciu, Petronela, ultima oară? Știți ce înseamnă de serviciu? O să vă povestească ea. Ce ai făcut tu acum două zile de serviciu? Deci acum două zile am fost de serviciu pe un chat. Există o platformă, doar pe mesaje, pe un chat. Și acolo intră în mod gratuit cei care au nevoie, dependenții de jocuri de noroc, care sunt într-o stare dezastruoasă într-un moment și ne cer nouă ajutorul. Acum două zile a intrat un tânăr, 31 de ani, vă spun pe scurt așa un caz ca să puteți înțelege, 31 de ani. Vreau să înțelegeți, ea stă de serviciu de seara de 24 de ore, non-stop și noaptea. Este singurul serviciu din Europa care încă mai funcționează așa. 24 de ore din 24, 7 zile din 7, este un psiholog online care stă acolo și îți răspunde dacă ai probleme de astea. Așa, scuză-mă. Jocresponsabil.ro. A intrat un tânăr, 31 de ani, era disperat, a început să scrie, sunt disperat, ce mă fac? Am intrat în discuții cu el și mi-a spus că jucase, cheltuise o sumă destul de mare de bani, erau ultimii lui bani pe care oricum îi împrumutase și când a ajuns acasă, soția împreună cu copilul
cei doi plecaseră de acasă, a găsit casa goală și un bilet. Te-am părăsit, era disperat, omul a spus că nu mai are pentru ce să trăiască și avea nevoie de ajutorul nostru. Vă dați seama că a trebuit să intervenim și să îi dăm toate soluțiile, pentru că, după cum ați înțeles, că întotdeauna există o soluție, doar să știți când să cereți ajutorul, ce trebuie să faceți și cum să faceți într-un moment. Pentru că, și așa cum v-am spus, acest caz, sunt foarte multe cazuri de tineri, adolescenți, tineri, oameni mai după 40, care fac același lucru pentru că nu au reușit să își gestioneze corect nici banii, nici timpul, nici situațiile în care se află. Și atunci Okay. Noi asta facem 24 din 24, cum a spus domnul doctor. Mulțumesc, Petrona. Bun, dacă există întrebări, uitați, eu o să trebuiască să dau ocazia și eu am impresia că este primul primar pe care l-am întâlnit până acum care stă să vorbească la sfârșit. Mă scuzați, dar majoritatea vin la început, zic două vorbe și se cară, nu? Ok, dacă nu aveți întrebări, dați-mi voie să-l invit pe domnul primar să vă zică ce vrea de la voi, da? Și ce vrea de la primul, și ce vreți voi de la el. Poate aflați și asta. Măi copii, ce să vă spun? Astăzi m-am simțit mai repede decât voi ascultându-l pe domnul doctor Andrei. E o plăcere așa. De obicei nu am atâta răbdare, dar se vede meseria și când și o expune în public în fața voastră, este pentru prima oară când asist la o discuție de acest gen cu domnul doctor Andrei. Ne cunoaștem de foarte mult timp, n-am făcut terapie la dânsul, sper să n-ajung, totuși încă mai controlez zambreajul. Dar este un lucru benefic. V-am văzut cât de interactiv și cu felul în care a intrat în mințile voastre, să zic așa, captându-vă interesul. La început mi-am dat seama, uitându-mă la voi, ce mai vrea și profesoara, au venit ăștia iar să ne plictisească, au venit iar să nu prea aveți răbdare, ne uităm care, unde să ajungem cu programul, unii grăbiți să ajungă la Alex sau la platforma aia de jocuri de noroc pe care o frecventează, văd. Asta este și frecvența. Asta este și frecvența în care și scopul în care noi, Primăria Sectorului 5, prin această direcție de prevenire a abandonului școlar, al violenței în școli, al jocurilor de noroc, al consumurilor de droguri, încercăm prin intermediul specialiștilor, prin doamna psiholog, prin minunatele, nu le-a prezentat la început, sunt colegile domniei ei, a doamnei psiholog, și directorii care ne-au găzduit, domnul director care ne-a găzduit astăzi aici. Nu este un experiment de ieri de astăzi care se desfășoară în școlile sectorului 5, este un experiment care nu a fost făcut public. Că se întâmplă lucruri și se întâmplă lucruri în care voi chiar sunteți interesați, pentru că sunteți la vârsta în care să vă formați reflexele. Vă spun, domnul doctor, să vă uitați prin dulapul părinților. Ei au o experiență, au acumulat anumită, fiecare aș vrea din părinții dumneavoastră dorește ca copilul lor să exceleze, să nu aibă un anturaj periculos, dar totul depinde doar de voi, pentru că el vă face educația acasă. Odată ieșit pe ușă, va aparține viața. Cum am eu o vorbă, ce bagi în pământ, aia vei culege mai devreme sau mai târziu. Poți avea grijă să îmbrățișești un om și să-l transformi în aur, cum spunea domnul doctor, sau poți să ai și ghinionul clăditei să pui praful ăla de sare și să scoți contractul de care ați spus, contractul fiind chiar voi, caracterul pe care îl formați astăzi. Repet, am fost foarte impresionat să văd modul de percepție al vostru în care ați fost foarte atenți și ați interactivat cu profesorul Andrei. Este un început bun și îmi dă speranță să investesc ca primar al sectorului 5 în
în casa de prevenție, pentru că, așa cum spuneam, reflexiile, tentativele, plăcerile ascunse sau neascunse încep de la vârsta asta. Mai spun că nu sunteți la vârsta a vă uita în trecut, trebuie să vă uitați doar în viitor. Fiți foarte nu uniți, nu urâți, nu invidiați, nu te uita că Gicuța are Adidas-ul de 7 milioane și eu am de 1 milion jumate. Spunea domn doctor, toți suntem egali. Nu haina face omul, niciodată. V-aș vorbi, nu știu, m-am simțit foarte relaxat, cred că e o terapie mai târzia mea, ascultându-vă pe voi, stând de față cu voi, și cred că o să fiu din ce în ce mai des la asemenea lucruri minunate. Și cum v-am promis, nu numai vol, în toate liceele, o să începem să scoatem în evidență, pentru că nu avem numai exemple negative. Puteți deveni și formatori de opinie pentru viitorul colegilor care astăzi au anumite probleme și voi vă știți secretele. Dar împreună, dacă sunteți alături de colegii care unul joacă la noroc, unul vedeți că mai trage pe nas, sau eu știu, se întâmplă lucruri, sunt normale, societatea a evoluat în așa măsură. De-aia prevenția, era un proverb, paza bună trece primejderea. Așa și sunteți în faza în care nu aveți nimic de împărțit, sunteți egali, nu contează haina, nu contează decât unitatea și viitorul vostru. Astăzi România are nevoie de un viitor și un viitor care este cu totul altul atunci când copilăria mea, sau domn profesor Andrei, nu ne permite accesul la asemenea tehnologie. Spuneați că studiați de pe internet, spunea domn profesor că vă luați informația chiar din internet fără a învăța și când vă distrați. Așa este. Noi nu am avut posibilitatea asta. Noi ori am rupt bibliotecile, ori, cum spunea, furai meseria de la unul la altul, depinde în ce latura meseriei viitorului tău îți îndreptai pașii. Nu mai mă plictisesc, felicitări doamna psiholog, felicitări întregii echipe, băgați-vă în program și de fiecare dată, în special când va fi domnul doctor Andrei, pe care vreau să demarăm o colaborare cu primăria sectorului 5, voi fi prezent indiferent de programul meu. Să fiți iubiți copii și totul pentru frontul, pentru victoria voastră, a viitorului vostru.